Pasă laterală către Tornval, pătrunderea lui Tornval și Moraru salvează în ultima instanță. Minutul 17, șut foarte periculos al lui Tornval. Lovitură de colț. Vedeți reluarea fazei, pătrundere, Tornval, șut și Moraru reușește să devieze balonul. Custov, șut, foarte tare! Șuta lui Custov de la 25, îl revedeți acum. Cu piciorul stâng, foarte puternic, Korhonen n-a mai ajuns balonul, care a lovit bara. Custov, Movilă, Dragnea, Movilă, șut, Movilă, gol! Gol 1-0 pentru Dinamo, minutul 2 din cea de-a doua repriză, pătrundere foarte frumoasă a lui Movilă, șut de la 16 metri, vedeți reluarea fazei. Șut de la aproximativ 17-18 metri pe jos și Korhonen n-a mai putut reține balonul, 1-0. Țelnar, doar n-a avut cu cine să combine, pasă la adâncime la Augustin, șut și gol, 2-0. Foarte frumoasă combinația Țelnar-Augustin. Cu calm, experimentatul Augustin a trimis mingea în plasă pe lângă Korhonen. Vedeți faza din nou, faza golului. L-a văzut foarte bine pe Augustin, care trimite pe lângă Korhonen în clasă, 2-0, minutul 25. Cert este că viitoarea adversară va fi mult mai puternică decât cu Sisi Lahti. Șut și gol! Foarte frumoasă centrarea lui Orac și Mulțescu venit din urmă. Trimite, revedeți faza. Orac lansat în adâncime, centrare, șut Mulțescu sub bară,